se lucrează la cazinoul din Constanța. Muncitorii se află pe șantier, iar după cum putem observa, lucrările la fațada cazinoului se află într-un stadiu destul de avansat. Precizăm că ministrul dezvoltării a declarat în cadrul unei vizite chiar aici la cazino în cursul anului 2021 că lucrările de finalizare, de reabilitare și modernizare vor fi gata la jumătatea anului 2022. Rămâne de văzut însă dacă termenul dat de specialiști va fi respectat.